Vă salută, Tatiana! Vom încerca să încheiem acest proiect, Lebăda. Fiind foarte mică, ați văzut că am avut mult de lucru la ea. Dumneavoastră, dacă veți lucra cu un fir mai gros, va fi mult mai spornic și, bineînțeles, va fi mult mai mare decât ceea ce am lucrat eu. Am ajuns și am realizat și nasul lebedei, pe care îl vom aplica, pentru că l-avem deja făcut, deja lucrat, între ochi. Îl vom coase. Acum, fiecare dintre dumneavoastră știți modul în care putem coase aceste părți componente ale lucrărilor amigurumi și încet, încet, de jur împrejur, vom prinde și vom coase năsucul, ciocul, scuzați. În acest mod vom merge de jur împrejur. Tocmai am terminat de vizionat live-ul lui tati și fetița, foarte frumos, despre excursia pe care a făcut-o pe munții Măcin, care se găsesc în Dobrogea, sunt cei mai vechi munți din România. Sunt și cei mai erodați, pentru că intemperiile au lăsat urme pe formațiunile muntoase ale acestei zone, fiind formațiuni muntoase de origine calcarică, de calcar. Mi-a plăcut foarte mult, foarte interesant. Cine nu este înscris, se poate înscrie. De asemenea, cum vă puteți înscrie la canalul Iubesc Viața. Croșetate by Emilia, din nou un canal în care doamna Emilia în vlogurile sale prezintă lucrările pe care le-a executat sau care le are în execuție. Și uitați-vă că vorbind încet încet ajungem și am reușit să atașăm ciocul lebedei, după care vom continua. Voi face aici o ultimă cusătură. Chiar dacă acest tutorial va fi un pic mai lung, voi încerca să-l termin, pentru că mâine și apoi duminică vor fi 2 zile de sărbătoare în care nu se poate lucra. Apropo de aceste sărbători, vreau să urez un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena, derivatelor din aceste nume. Acum, după cum vedeți, pierd firul. În felul acesta voi da un pic de siguranță și apoi vom continua cu lucrarea noastră. Aici vom scurta firul, după care, pentru a termina și căpușorul, îi vom face acea coroniță pe care, nu știu dacă vă amintiți, am văzut-o în fotografia pe care v-am prezentat-o. Eu mi-am pregătit-o pe a mea, am lucrat-o în culoarea aurie, eu sper că se vede, a apărut aici ceva pe ecran, așa. Am lucrat-o în culoarea
culoarea aurie cu firul London Lame. Însă pentru dumneavoastră, pentru a vedea modul în care lucrez, voi face cu culoarea roșie, astfel veți distinge bine. Am făcut un ochi de lanț de început și vom continua lucrând un număr de 20 de ochiuri de lanț. Deci vom avea nevoie de 20 de ochiuri. 1, 2, 3 și vom continua singure. Am lucrat cele 20 de ochiuri de lanț, acum voi face un alt ochi de lanț și începând din cel de-al doilea picioruș, mă voi întoarce înapoi cu piciorușe scurte. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face un picioruș scurt și ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 20 de piciorușe scurte, acum vom pune lucrul în două, cu atenție să nu-l punem pe dos și vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt pe care l-am realizat în rândul anterior. Acum voi face un ochi de lanț, după care voi face un picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. După care voi lua firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi lucra un picioruș dublu neterminat pe care îl voi ține pe croșet. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Am trei fire pe croșet acum. Le voi închide pe toate trei împreună. Voi face trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, pentru a forma un picot. Mă voi întoarce în primul ochi de lanț și voi închide. După care voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi lucra alte două piciorușe duble pe care le voi închide împreună. Deci cel de-al doilea, iar acum, vedeți, am trei fire, le voi închide pe toate trei împreună, eu sper să se vadă. Și ne întoarcem în jos, în următorul picioruș, voi face un picioruș scurt. Voi sări un picioruș. Deci aici am făcut piciorușul scurt. Voi sări unul. Voi intra în cel de-al doilea. Voi face un picioruș scurt. Firul pe croșet. În următorul picioruș voi repeta aceeași exact ceea ce am făcut în prima parte. În felul acesta vom forma coroniță. Deci avem două piciorușe duble neterminate plus firul de la piciorușul scurt. Le închidem pe toate trei împreună. Trei ochiuri de lanț cu care vom forma un picot. După care, în corespondența aceluiași picioruș, voi face din nou două piciorușe duble neterminate, primul, cel de-al doilea, le voi închide împreună, în următorul picioruș voi face un picioruș scurt, sărim din nou un picioruș de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom repeta. Vom repeta astfel pe parcursul întregului cerc pe care l-am format și vom obține 5 astfel de părți, 5 astfel de segmente, să le spunem. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Acum voi face ultimul picioruș scurt pentru a completa cel de-al cincilea segment al coroniței, apoi cu fir alunecat voi închide lucrarea în corespondența
primului ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Vom scurta firul, vom lăsa o bucățică pentru că va fi nevoie să coasem. Nu prea mult. Voi închide lucrarea. Eu sper să nu ies din cadru și sper că la început s-a prins totul bine. Acum, din nou cu acul, vom coase și vom da forma finală coroniței. După cum vedeți, fiind lucrată cu acest fir de bumbac, firul cu care de obicei se lucrează și lucrările în macrame, este un pic cam bleguță, să spunem așa. De aceea eu mi-am făcut-o în firul London Lamé, pentru că îi dă stabilitate, este mult mai stabilă. Acum, dumneavoastră, o să lucrați în modul în care doriți. Eu v-am dat o sugestie. Important este ca produsul final să aibă aspectul dorit. Deci, în felul acesta, voi strânge bine aici, să-i dăm forma. Eu, sincer, vă spun, sunt încântată de ceea ce reușim să lucrăm împreună. Acum voi ascunde acest capăt de fir, îl voi pierde undeva aici, voi vedea unde găsesc loc, voi face un nod pentru a-i da siguranță, apoi voi face cel de-al doilea nod, mereu pentru siguranță, voi scurta firul și voi scurta și celălalt capăt de fir. După ce îl voi ascunde cu croșetul, mi se încurcă aici toate, pentru că aș vrea să termin astăzi totul. Și sper că sunt un pic agitată. Sper să reușesc, sper să-mi iasă totul la perfect, așa cum doresc eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase, pentru faptul că mă susțineți, că sunteți alături de mine și aceasta mă motivează să fiu din ce în ce mai exigentă cu mine însămi. Chiar un mesaj care m-a emoționat foarte mult de la doamna Valentina, care spunea că sunt prea exigentă cu mine. Dacă eu nu voi fi exigentă și nu voi realiza lucrările așa cum trebuie, bineînțeles că nu. Nici dumneavoastră nu veți reuși să le faceți. Deci, cam aceasta ar fi coronița, după cum vedeți, însă eu o voi pune pe a mea, care stă, uitați-vă, la perfecție. Vedeți? A mea stă la perfecție. Dar vom continua. Vom continua lucrând la corpul lebedei. După cum vedeți, eu deja am umplut cu melană această parte. Acum ce voi face? Voi lua din nou firul alb și cu croșetul mai întâi voi face un mic ochi de lanț. Dacă auziți tușind, să știți că este bătrâna mea care este trează, nu doarme. Își bea ceaiul și ori de câte ori bea câte ceva, tușește. Acum eu voi intra în primul picioruș de aici, de la codiță, voi trage acest fir și încet, încet,
intrând de o parte și de cealaltă a lucrării, noi vom face piciorușe scurte și vom închide partea de deasupra a lucrării. Deci, picioruș scurt. Vom fi atente să nu sărim niciunul. Vom intra și de o parte și de cealaltă, în modul în care lucrarea noastră să fie închisă în mod perfect. Vedeți? Deci picioruș cu picioruș vom merge astfel până la capăt. În același timp vom fi atente și vom ascunde și acel capăt de fir cu care am început lucrarea. Vedeți? În felul acesta trebuie să se prezinte. Noi ne întâlnim când vom ajunge aici la capăt. Am ajuns la capătul lucrării, acum voi scurta firul, voi lăsa din nou o bucățică de fir pentru a coase, să nu încurc firele aici. Capetele de fir, așa cum am spus întotdeauna, să nu le aruncați, ne vor folosi pentru a umple jucăriile pe care le lucrăm, sau chiar le putem folosi precum fir despărțitor în momentul în care noi facem lucrările noastre. După cum vedeți, am închis aici, voi pune acul și voi ascunde acest capăt de fir într-un mod în care să nu se vadă, să nu se vadă nici locul unde am închis. Vedeți cum am tras bine firul, nu se observă unde am închis lucrarea. Și voi merge să pierd acest fir undeva, să-l ascund, în modul în care să îi dăm și stabilitate și aspect cât mai plăcut lucrării noastre. Îl voi pierde aici de desubt, după care îl voi scurta. După cum vedeți, am ajuns într-un punct un pic mai delicat. Voi lăsa toate acestea aici pentru că voi avea nevoie. Am ajuns la gât. Aici, la gât, pentru a aranja bine melana, putem intra un pic cu croșetul și să împingem din nou. Așa, în felul acesta aici va avea aspectul dorit. Acum, cu ajutorul croșetului, vom introduce melana în gâtul lebedei. Voi folosi această parte a croșetului, nu cea cu care lucrăm, și încet, încet voi umple gâtul lebedei, în modul în care să fie bine umplută. Dacă este nevoie, desfacem așa un pic melana. Să fie bine umplută această parte, pentru că este importantă. Ea va da stabilitate și va ține sus capul lebedei. Să nu uităm aceasta, că trebuie să aplicăm și capul. Felul acesta, încet, încet, vom ajunge la finalul dorit de noi, da? Voi introduce toată această melană, așa, ia uitați-vă că încet, încet începe să prindă formă. Acum ceea ce rămâne de făcut este să coasem căpușorul și vom coase căpușorul. Din nou vom folosi același tip de ac, chiar dacă este un pic mai dificil de lucrat cu el pentru că nu are vârf, acul pentru cusut lână. După cum vedeți, gâtul, deci partea
proeminentă. Este un pic într-o parte, pentru că lebăda privește într-o parte. Nu este greșit, să știți. Vom pune căpușorul aici și vom începe să-l coasem. Ați văzut modul în care coasem. Voi începe cu dumneavoastră și vom continua singure. Deci, coasem totul de jur împrejur, prindem bine în modul în care să dăm stabilitate lucrării, iar noi ne întâlnim în momentul în care vom termina de cusut. Am terminat de cusut căpușorul. Acum voi ascunde și acest fir, acest capăt de fir undeva. Voi vedea unde găsesc loc să ies, pentru că este foarte, foarte bătută lucrarea. Așa. Vă veți întreba de ce privește într-o parte. V-am spus că eu voi personaliza lucrarea, voi face modul în care să nu fie egal cu ceea ce există pe alte canale de YouTube și voi face în modul meu. Deci, oricum, ceea ce va ieși după aceea nu veți găsi pe alte canale de YouTube. Până acum am realizat aceasta. Deci aceasta este. Voi pune aici și vom continua. Vom continua lucrarea noastră lucrând aripile. După cum vă amintiți în revistă, aripile se prezentau în acest mod. Eu le voi face diferit, am spus că voi face ceva diferit de ceea ce este aici și vom lucra în felul următor. Voi face un cerc magic, în interiorul căruia voi porni un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Eu sper să se vadă. Din acest moment voi face un alt ochi de lanț și mă voi întoarce în jos, lucrând în corespondența fiecărui ochi de lanț pe care l-am lucrat. Până acum vom face un picioruș scurt. Deci ne vom întoarce în jos, lucrând un număr de 10 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 10 piciorușe scurte. Acum voi intra prin cercul magic și voi face un picioruș scurt. Voi întoarce lucrarea. Și în corespondența fiecărui picioruș, mă voi întoarce în sus și voi face 1, 2, 3, 4, 5. Nouă, 10 și vom adăuga un nou ochi de lanț. Vom avea deci 11, după care vom face un ochi de lanț pentru a întoarce lucru. Deci vom avea un total de 12 ochiuri de lanț. Apoi, începând din cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos,
și vom lucra un număr de 11 piciorușe scurte. Deci vom crește cu fiecare rând, vom adăuga în plus un picioruș scurt. Vom ajunge la capătul rândului, exact așa cum am făcut și prima dată. Acum lucrez împreună cu dumneavoastră ca să vedeți exact. După aceea vom lucra și singure. Și numărul 11. Iar acum voi intra din nou în cercul magic și voi face din nou un picioruș scurt. Voi întoarce lucrarea și mă voi întoarce din nou în sus cu piciorușe scurte. Acum vom avea 11, la care vom adăuga alte două ochiuri de lanț. Deci, în total vor fi 13. Sunt la piciorușele scurte. Se atacă vârful la acest croșet. La mine este foarte cald, nu știu cum este la dumneavoastră, eu una astăzi am suferit teribil de cald. Acum se face seară și este tot în dușeală. Deci am 11 piciorușe scurte, acum voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea și începând din cel de-al doilea ochi de lanț, voi face piciorușe scurte, voi întoarce în jos cu un număr de 12. Să vedem să prind bine aici piciorușul. Deci de data aceasta vom avea 12 piciorușe scurte până când vom ajunge în corespondența cercului magic. Și vom lucra singure. Am ajuns în corespondența cercului magic, vom intra din nou și vom face un picioruș scurt. Iar acum vom întoarce lucrul și ne vom îndrepta în sus din nou cu cele 12 piciorușe scurte, la care apoi vom adăuga două ochiuri de lanț. În felul acesta, rândul următor, vom avea un număr de 13 piciorușe scurte. Imediat vom ajunge. Mâine fiind sărbătoare și duminică, așa cum îmi place mie să spun, mi voi da corijența. Vedeți, am lucrat cele 12 piciorușe scurte, am făcut două ochiuri de lanț, iar acum mă voi întoarce în jos cu un număr de 13 piciorușe scurte, pentru că pornesc din cel de-al doilea ochi de lanț. Vorbind despre colegii, prietenii de pe canalele de YouTube unde suntem, unde sunt înscrisă și eu, mâine și duminică fiind sărbătoare îmi voi da corijența, așa cum spun de multe ori, și voi urmări tutorialele dumneavoastră pe care le-am pierdut. Cum vă spuneam mai devreme, am intrat pe live-ul lui Tati și Fetița. În seara aceasta va fi un nou live la ora 10, ora 11, ora României. Nu, ora 10, cred că ora României, trebuie să mă uit exact. Cristi, am ajuns în corespondența
cercului magic voi face piciorușul scurt și mă voi întoarce în sus. Cristi TM, în paranteză folclor autentic, acolo veți, cine dorește să se înscrie, veți găsi muzică bănățeană foarte frumoasă. O ascult cu foarte mare plăcere. 10, 11, 12, 13, 13, mai avem puțin și terminăm aripa. Veți vedea că va ieși ceva deosebit, că va ieși ceva frumos, pentru că oricum apoi vom pregăti și aranjamentul cu lebăda. Am ajuns la capăt. Acum voi face două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea și voi coborâ în jos cu un număr de 14 piciorușe scurte. Și continuăm, ne întâlnim în corespondența cercului magic. Am ajuns în corespondența cercului magic, voi face din nou un picioruș scurt, întorc lucrarea și mă întorc în sus cu 14 piciorușe scurte. Am descoperit un nou canal de YouTube, o doamnă foarte drăguță, Georgiana, se cheamă acel canal Rețete Ușoare, veți găsi rețete foarte simple și foarte ușor de realizat, rețete de bucătărie, ceva asemănător cu canalul doamnei Zina, la cucina de Zina. Acum voi face din nou două ochiuri de lanț și mă voi întoarce din nou lucrând piciorușe scurte în corespondența fiecăruia. De data aceasta vom avea un număr de 15. Așa cum spuneam, rețete ușoare, vă spuneam ceva asemănător cu canalul La cucina de Zina și acolo o doamnă foarte gospodină, foarte îndemânatică. Am văzut cum făcea colăcei, cum făcea coșuleți din aluatul de pâine. Și acolo este nevoie de foarte multă răbdare și iscusință. Acestea sunt canale de YouTube pe care eu cu foarte mare plăcere le recomand doamnelor. Deci am ajuns și la capătul acestui rând, avem 15 piciorușe scurte. Acum vom închide cercul magic în felul acesta. Vom intra prin interiorul cercului magic și vom închide acest rând. Voi scurta firul, voi lăsa un pic cât să pot coase, voi închide această parte a lucrării, voi strânge bine, voi strânge și mai bine cercul magic, întorc în felul acesta și voi ascunde acest capăt de fir de la cercul magic, îl voi ascunde aici în interior, în modul în care să nu se vadă. Voi da și un pic de siguranță lucrării. Cea de-a doua aripă o veți lucra în același mod. Diferența este că veți începe cu
15 ochiuri de lanț, deci cu 15 piciorușe scurte, după care, ne că mi-a rămas un fir aici, după care, rând pe rând, veți scădea câte un ochi și în felul acesta vom obține aripile. Acesta este una și cea de-a doua, pe care apoi noi le vom aplica lebedei noastre, le vom coase în felul acesta și astfel lebeda, nu? Unul l-am pus invers. E, se întâmplă și la case mai mari. Așa, aceasta este. Trebuie să fim atente să nu punem cu dosul. Să vedem. În felul acesta. Apoi le vom coase frumos, frumos, încet, încet. Încet, 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 încet. Vedeți? Le vom aranja. Deci vom pune acul și vom începe să coasem. Am cusut o aripă, acum o vom coase și pe cea de-a doua. În felul acesta, încet, încet ne apropiem de finalul lucrării noastre. Nu am terminat încă, veți vedea. Vom continua. Deci vom coase în aceeași, să fim atente, să fixăm bine aripile, să fie în aceeași direcție, la aceeași înălțime. Le fixăm bine cu câteva cusături, în modul în care acestea să fie cât mai stabile. Cum vedeți, eu intru de mai multe ori cu acul. Acest tutorial va fi un pic mai lung. Acum câtva timp am descoperit din întâmplare pe YouTube un domn foarte informat. Canalul acestuia se numește, de fapt el se numește MAPS, cred că MAPS, dacă scrieți, îl veți găsi pe canalul de YouTube. Aici fac la referire de la persoanele care au canal de YouTube de puțin timp și acolo veți găsi sfaturi foarte utile, foarte interesante. De la el am auzit că nu este bine să facem tutoriale prea lungi pentru că plictisesc și atunci, bineînțeles, persoanele nu se vor uita, se vor plictisi. De aceea este nevoie să facem tutoriale mai scurte. Bineînțeles, persoanele care fac vloguri le este mult, mult mai ușor. În cazul meu, este mai greu, trebuie să fac câteva părți pentru a ajunge la produsul final. După cum vedeți, am cusut și cea de-a doua aripioară. Voi scurta acest fir. Și bineînțeles, coronița eu voi pune la urmă. Așa se prezintă până acum, dar trebuie să-i facem și suportul. După ce îi vom face suportul pe care o vom așeza, pentru că are nevoie să stea, să fie stabilă, eu o voi pune acum în felul acesta. Vă voi arăta imediat ce vom face. Eu am aici o bucată de atlas, este o culoare mai mult verde decât bleu,
Dacă aveți bleu, este mult mai bine, un bleu mai deschis sau chiar în degradeuri. Și pe acesta am măsurat și am făcut niște pătrate 4 pe 4 centimetri. Nu știu dacă se observă, nu le-am făcut prea evidente pentru că nu vreau să se vadă pe material. Nu știu dacă vă amintiți în timpurile în care se făceau acele cultuce care imitau cumva valurile. Acum noi vom face un suport de acest fel, deci voi pleca pentru primul rând din primul colț al primului pătrat și voi intra în colțul opus. Voi strânge în felul acesta și voi închide aici. Nu știu dacă ați făcut cultuce din acestea. Așa. Mi-a rămas aici o bucățică de fir, nu are nimic. După care voi tăia firul, deci voi scurta acest capăt de fir. Voi face din nou un nod. Voi sări unul dintre pătrate, voi intra în următorul. Veți vedea că va fi ceva frumos. M-am tot gândit eu, deci nu în pătratul următor, am lucrat primul, al doilea rămâne liber, în cel de-al treilea intrăm din nou din acest colț, în colțul opus. Și vom coase din nou. Nu este nevoie să coasem prea mult, doar atât cât să-i dăm stabilitate. Vedeți, foarte, foarte simplu. Voi termina acest rând și vă voi arăta cum se face cel de-al doilea, pentru că apoi vom lucra singuri. Facem un alt nod, nu are importanță cum. Vom sări din nou un pătrat și vom intra în următorul din acest colț, în colțul opus. Și vom coase din nou. Eu în viața mea am experimentat un pic tot tipul de lucrări. Să știți că am cusut și plapume. Am învățat și acelea să le cos. Am făcut și cultucașe, am făcut macrame, am cusut goblen, am împletit foarte mult. Am făcut cam tot ceea ce mi-a plăcut. Când am văzut ceva frumos, mi-a plăcut să învăț. De aceea, vedeți, acum mi-ajută anumite lucruri pe care le-am învățat ani în urmă la lucrările mele. Acum voi întoarce și voi porni din acest alt capăt. Vedeți, aici mi-a rămas un pătrat liber. Îl voi lăsa pe acesta. Voi intra de aici, din acest colț. Acum, vedeți, întoarcem colțurile. Mă întorc, intru în colțul opus. Aș vrea să fac în modul în care să imit valurile mării. De aceea fac această. Și din nou vom continua sărind un pătrat și vom lucra în următorul. Aceasta, bineînțeles, ne va lua un pic de timp. Se distinge aici pătratul care trebuie să-l lăsăm. Vom lua următorul pătrat și ne vom întâlni în acest colț unde deja am lucrat rândul celălalt, doar că acum sunt intercalate.
credeți. Nu este greu. Dacă veți încerca, cu siguranță veți reuși. După aceea vă voi arăta ceea ce obținem pe față. Și apoi vom face, nu are importanță cum fac nodul, deci am lucrat acel pătrat, voi sări 1 și voi intra din acest colț și mă voi opri aici. Și voi strânge din nou. După care ne vom întoarce pe rândul celălalt, începând cu primul pătrat. Întotdeauna ne va rămâne un pătrat liber, fie de o parte, fie de cealaltă, ultimul pătrățel. Din nou. Chiar dacă durează, acum mă voi întoarce pe partea aceasta și voi lua de aici acest capăt. Primul pătrățel îl voi lucra. Voi sări 1, voi intra în următorul și așa vom face până la sfârșitul rândului, după care vom face următorul. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Cred că ați prins deja ideea. Deci pătrățelele pe care le coasem vor fi intercalate. Voi prinde de aici. Voi intra aici. Asta este metoda cea mai faină, cea mai utilă de făcut această imitație de valuri. În momentul în care se realizează un cultuc, va fi nevoie să întărim mult mai bine cusăturile. Aici nu este nevoie pentru că va fi doar un decor, nu trage nimeni de el. Așa, ia să vedem. Acum voi sări 1 și voi intra aici, în ultimul. După care vom continua celelalte două rânduri în modul în care v-am arătat. Deci vom lucra singure. Cred că ați prins ideea acum. Iar noi ne întâlnim când vom termina. Acum eu am această bucată de lemn. Pe aceasta eu voi pune din lipiciul lichid pe suprafața ei, în modul în care să pot fixa ceea ce am lucrat până acum. Deci voi pune lipici. Așa. După care voi aplica valurile pe care le-am lucrat.
Voi pune modul în care să fie stabile, însă să aibă și o formă plăcută. Vedeți? În felul acesta, încet, încet. Eu aici am câteva cusături care se văd în afară. După ce am lipit acestea, în felul acesta, încet, încet, eu voi lua fiecare parte, voi pune lipiciul lichid și voi veni cu materialul în jos, îl voi lipi de bucata de lemn. Astfel. Vom face un aranjament, chiar dacă durează un pic de timp, este o idee. Vedeți, voi lipi totul așa de jur împrejur. Eu nu vreau să vă țin prea mult. Vom continua să lipim. Vom pune din lipiciul lichid atât cât este necesar. Aici pe masa de lucru eu am făcut un dezastru, scuzați, m-am atins camera fără, nu am vrut. Cu toate aceste materiale, cu toate, dar cred că merită efortul. Nu-i nicio problemă. Așa. Acesta și voi continua să aplic lipici, să pun materialul în modul în care după aceea noi vom continua să decorăm. Veți vedea acum, pentru că am și aici o idee. Așa, vreau ca ceea ce fac să fie diferit de tot ceea ce există până acum. De aceea mă și străduiesc să-mi iasă totul așa cum am gândit eu. Unde este nevoie, vom mai adăuga apoi lipici. Puteți folosi și lipiciul la cald, siliconul la cald, nicio problemă. Important este ca țesutul să fie lipit. Sper să nu distrugă aici fața de masă. Așa e când te chinuie câte o idee, trebuie să o pui în aplicare. Eu, de fapt, așa sunt. Când îmi vine o idee, trebuie să o fac. Așa, după ce am terminat de lipit, voi decupa toată partea care este în plus. Deci, surplusul îl voi decupa. Voi ține bine să se lipească peste tot. Ceea ce este în plus se decupează. Deci vom tăia. Fără nicio frică, nu se întâmplă nimic. Vom tăia totul de jur împrejur. Pentru că apoi materialul îl vom sigila cu o brichetă. Trebuie să văd, să găsesc brichetă. Eu, dacă lucrez și jos, îmi port multe din materiale în timpul zilei jos. Cred că am portat-o undeva în bucătărie acolo, dar o voi aduce. Vedeți? Și apoi vom continua, nu am terminat încă. Sper să vă placă.
să vă atragă, doamnele care lucrează, să vă atragă această idee. Astfel puteți face lucrări pe care nu le execută nimeni. Unde este nevoie, vom adăuga din nou un pic de lipici. De exemplu, aici, partea aceasta, mi se pare că ar trebui puțin. Și îl voi pune. Sper să se vadă la cameră ceea ce lucrez, pentru că mă mișc foarte mult și nu am o vizibilitate atât de amplă la această cameră. Deci cam așa se prezintă valurile pe care le-am pregătit. Voi da un pic de stabilitate acestui material, îl voi da așa un pic cu bricheta să nu se desfacă, după cum vedeți. Eu am mers așa de jur împrejur, iar acum vom continua. Voi pune lebăda mea aici, undeva, într-un loc unde să stea bine, să aibă siguranță, în felul acesta. Voi atașa câteva scoici, după cum vedeți. Le putem lipi dacă doriți. Și apoi vom pune și o broscuță. O voi lipi pe o scoică, broscuța. Bun, o voi pune aici. Stai bună, stai cu minte. Așa, uitați-vă și broscuța și lebăda. Trebuie să-i mai punem coronița. După care eu, când voi termina totul, voi lăsa camera în jos, în modul în care să aveți o privire de ansamblu. Punem coronița pentru că lebăda este regina mării, grațioasă. Măcar noi să le respectăm, pentru că nu toată lumea le respectă. Așa vom găsi exact locul unde ea să stea bine. Din loc în loc am pus și un pic de iarbă marină, un pic de mușchi, să-i spunem așa. Aceasta este ceea ce am obținut. Să vedem dacă reușiți să vedeți. Eu sper să se vadă. Aceasta am dorit să vă prezint, pentru ea am lucrat aceste zile. Dacă vă place ceea ce am realizat, dacă sunteți satisfăcuți de rezultatul pe care l-am obținut, vă rog să lăsați un like, un comentariu, un share și ne vom întâlni cu noi tutoriale săptămâna viitoare. Din nou doresc să urez un călduros la mulți ani tuturor celor care mâine vor sărbători ziua de naștere. Vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, vă mulțumesc pentru că sunteți mereu alături de mine și vă aștept cu noi tutoriale. Sunt Tatiana, vă salut, la revedere!